Formația suceveană a condus cu 5-1, dar a intrat la pauză cu avantaj de doar 2 goluri, scor 7-5. Mult mai experimentată, gruparea brașoveană a întors rezultatul și s-a impus cu 12-11, printr-un gol marcat în ultimele secunde. În viața mea n-am văzut așa ceva. La Vicov se joacă futsal adevărat. Toate echipele au viață grea acolo. Oamenii din zonă nu prea mai au fotbal, așa că s-au îndreptat spre futsal, a declarat pentru site-ul Federației Române de Fotbal președintele echipei Coltea Brașov, Ciprian Jurubescu. În celelalte meciuri din etapa a 12-a s-au înregistrat următoarele rezultate. Imperial Wet Miercurea Ciuc, Blue Angel Cristian Brașov 10-0. Ceahlăul Piatra Neamț, Informatica 2 Timișoara 10-6. Inter Gheorgheni Luceafărul Buzău 6-5 și Protineret Sighișoara Fortius Buzău 5-6. În următoarea etapă din campionatul Ligii a 2-a, Bucovina Vicovu de Jos va juca duminică de la ora 16 pe terenul celor de la Luceafărul Buzău.